Vecinii bărbatului au auzit un zgomot puternic pe casa scării. Când au ieșit să vadă ce s-a întâmplat, au văzut trupul nensuflețit într-o baltă de sânge. Anchetatorii spun că victima s-a dezechilibrat și a căzut peste balustradă de la etajul al doilea, în momentul în care se întorcea acasă și mai avea doar câțiva pași până la intrarea în apartamentul în care locuia. Din verificările efectuate, se pare că bărbatul aflat la etajul al doilea s-a dezechilibrat și a picat peste balustradă. Polițiștii continuă cercetările pentru stabilirea împrejurărilor în care a survenit decesul acestuia. Bărbatul rămăsese văduv în urmă cu câțiva ani, iar de atunci, spun vecinii, căzuse în patima băuturii. Oamenii legii așteaptă acum rezultatul autopsiei pentru a afla dacă acesta se afla sau nu în stare de ebrietate în momentul în care s-a petrecut accidentul.